Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă rubrică Ce vin bem. Astăzi vom vorbi tot despre crama Liuta, despre vinul Aligoté sec, iar mai multe detalii ne va da somelierul Mihai Ionescu. Bună ziua și bine te-am găsit. Bine ați revenit. Dacă tot am făcut rubrica asta cu ce vin bem, azi am zis să venim cu adiție și să vedem și cu ce brânzeturi asociem pentru prima oară. Astăzi vom vorbi despre, cum spuneai și tu, Aligoteul de la crama Liuta, un vin alb sec, un vin specific Dobrogei, Babadagului, din gama 2 milenii și avem brânză maturată de torocoi și am ales-o pe cea cu trufe. Vom povesti imediat și de ce. Până una alta, haideți să trecem la desfăcutul sticlei ca să începem lucrurile mai serioase. Vedem că sticla este transpirată, adică cam la ce grade să-l servim? Ideea e că în frigider a fost cam rece și aici afară a fost cam cald, de-aia și transpirat. În general îl servim la 6-10 grade, recomandare, eu tot timpul recomand să-l deschidem și să-l servim cu 2 grade mai jos decât recomandarea cramei. De ce? Pentru că fiind și vară, fiind și cald afară, vinul apucă să se încălzească deci foarte rapid. Deci undeva la 4 grade. Eu zic că dacă îl servim la 4 grade, pe parcursul servirii vom avea o temperatură corectă. El, cum spuneam, mai crește în temperatură și atunci, servindu-l un pic mai rece, e benefic pentru client până la urmă, dar și pentru vin, că îl înțelegem în totalitate. Haideți să vedem un pic. Când vorbim de Aligoté, când spunem Dobrogea, când spunem Aligoté, spunem un vin foarte versatil. Un vin pe care îl putem asocia, bine, versatilul venind din engleză, pentru că cumva versatil în limba română am dat să aflu că înseamnă ceva obișnuit, ceva normal. Da. Și atunci, da, mergem pe versatilul englezesc. Avem mirosuri florale, avem foarte mult fruct, un miros foarte parfumat, parcă ne duce cu gândul undeva între, dacă am putea face o comparație, parcă ne-ar duce undeva între muscat, tămâioasă, ne duce și în zona de fetească puțin. Tămâioasă simt eu. Este, da. Are niște mirosuri foarte interesante. Și cu timpul se mai și deschide. Nu simțim deloc alcoolul în nas? Nu am simțit nici eu deloc. Dat fiind faptul că pe lângă incorporarea foarte bine făcută, avem și o temperatură corectă de servire. După cum vedeți, s-a aburit un pic și paharul. Acum trebuie să luați în considerare și că înăuntru este destul de cald. Nu avem chiar temperatura camerei de castel și aici pe 18 grade. Sunt undeva pe la vreo 24, cu tot cu aerele condiționate. Și atunci, vă dați seama, este mult mai ușor să vedem ca și gust. Se încălzească. Haideți să vedem și gustul. Avem un gust plin. Se simte puțin și faptul că e un vin tinerel. Vorbim de anul de recoltă 2022, se simte un pic verde, dar asta ne și așteptăm de la un vin din 2022. Avem acest gust vegetal, dar pe lângă gustul vegetal, simt foarte bine în Aligoteul ăsta, nu știu, parcă e o experiență totală, cum o zi răcoroasă de vară, așa l-aș descrie, pentru că mă răcorește, l-a servit cu orice masă, dar haide să vedem acum și cu brânzeturile. Sunt curioasă, clar cu brânzeturile merge foarte bine, dar în afară de brânzeturi, cu ce l-am mai putea asocia? Carne de curcan. Putem merge și în zona de fructe de mare, un pic homar. Deci o gamă destul de variată. Avem, mai ales la Aligoté, putem merge cu cărnuri mai grase, putem merge, eu știu, cu niște paste cu un sos de ciuperci și smântână. Avem o paletă destul de largă când vorbim de Aligoteul acesta. Iar cu brânzeturile este senzațional. Combinația aceasta dintre brânza maturată cu trufe și acest Aligoté, chiar ceva ieșit din comun. Acum mulți spun că ăsta ar fi cel mai bun Aligoté din România. Nu putem să ne pronunțăm, vă dați seama, pentru că ne este destul de greu să venim și să dăm noi un standard, să zicem, da, domnule, ăsta este, dar cu siguranță e unul dintre cele mai bune Aligoteuri din România. Nu ne putem opri din brânzeturi pentru că sunt foarte bune, vă dați seama și... Exact. Însă, data viitoare vom face un alt vin de la o altă cramă. Noi vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare.